Specialiștii declară că țara noastră are potențial de a ajunge cel mai mare producător de gaze din Uniunea Europeană, motiv pentru care România ar putea profita de oportunități precum consolidarea energetică sau suplimentarea veniturilor la bugetul de stat și crearea de locuri de muncă. Acestea au fost câteva subiecte dezbătute de sectorul privat și autorități la cea de-a patra ediție a Romanian International Gas Conference. Romanian International Gas Conference a adunat timp de trei zile numeroși specialiști în domeniul gazelor și al energiei, punând pe masa discuțiilor cele mai arzătoare subiecte, unele dintre acestea fiind reducerea emisiilor de carbon și hidrogenul albastru. Astăzi am vorbit foarte mult despre hidrogenul albastru, adică cel produs prin chimizarea gazului, pentru faptul că România produce gaz de peste 100 de ani și pentru că noi avem resurse abundente în continuare, cum sunt cele din Marea Neagră, pe care sperăm să le producem cât de curând. Gazul poate fi baza hidrogenului albastru și tehnologiile deja există în țară. Hidrogenul albastru, acest produs din gaz natural, poate contribui, așa cum am zis, la decarbonizarea industriilor, da? Va înlocui diferite fluide energetice care au carbon mai mult sau va merge în zona nouă, în zona de inovație și va fi folosit pe scară largă în industrie sau poate fi folosit în decarbonizarea și în scăderea amprentei de dioxid de carbon al gazului natural. Gazul natural reprezintă o soluție cel puțin pe termen mediu, dacă nu lung, către obiectivul mult visat de emisii zero. În cadrul evenimentului, atât sectorul privat, cât și autoritățile au încercat să aducă soluții în vederea extragerii de gaze naturale în Marea Neagră, în zona de apă adâncă, avantaj care trebuie exploatat, având în vedere că au fost făcute investiții în infrastructura de transport de gaz. In the program of the government, there is about unblocking the Black Sea to change off shallow. So it is there, it is in the strategy. But now we need to move ahead on the decision, and I think that's important to see the law at the parliament and to start a debate around the offshore law, because we can't wait anymore. I think everybody is aware that gas is needed. We see the situation of the gas price today. We need more supply, we need more gas. Cea de-a patra ediție a conferinței internaționale a avut loc în format hibrid, fiind prezenți la eveniment numeroși specialiști în domeniu.